Bună ziua și bun venit, stimați jurnaliști! Tema principală a conferinței de presă de astăzi o constituie partida dintre echipa noastră CS Universitatea Craiova și Viitorul Constanța, contând pentru etapa a treia a campionatului național Liga 3. Meci care se va desfășura pe stadionul Ion Oblemenco, mâine 8 august, începând cu orele 18:30. Mai multe amănunte legate de această partidă de fotbal ne va oferi astăzi antrenorul echipei Universitatea Craiova, domnul Geri Gane, alături de Andrei Ivan, o speranță și un jucător foarte bun al echipei noastre. Dau astfel cuvântul domnului antrenor. Mulțumesc! Un joc cu viitorul, un joc cu echipă cu tânără, cu foarte mulți jucători tineri și ei vin după două meciuri cu un singur punct, câștigat la Iași, un meci pierdut pe teren propriu cu Rapid. Sigur că nu va fi un meci ușor, dar de data asta trebuie să ne luăm cele trei puncte. În ceea ce mă privește, îmi doresc ca echipa mea mâine să aibă iarăși o atitudine bună, o evoluție bună, dar de data asta trebuie să luăm și cele trei puncte în acest campionat, pentru că e foarte important pentru încrederea noastră, pentru liniștea echipei. Chiar dacă jucăm bine de data asta, punctele sunt obligatorii, pe teren propriu mai ales. Întâlnim o echipă după primele două etape care nu și-au propus obiective gen Steaua, campionatul sau Pandurii, cupele europene. Este o echipă tânără, o echipă cu imprevizibilă, pe care trebuie să o tratăm serios și să nu-i subestimăm. În ceea ce privește lotul echipei, singurul jucător care nu face parte în acest moment este Mateiu, care încă este în perioada de recuperare. Eu sper ca maxim o săptămână, 10 zile să intre în programul echipei normal. Dacă aveți întrebări? Vă schimba sistemul de joc, ținutul în care a venit și Brandan? Sau nu a fost întâlnit? Brandan face parte din lotul de 18. L-am luat pentru meciul de mâine. El va fi legitimat astăzi și el târziu mâine. I-a venit cartea verde. Urmează ca cei din conducerea clubului să facă acte plasare la București și până mâine să-l avem, s-a spus că nu e niciun fel de problemă în ceea ce înseamnă legitimarea lui până la ora jocului. Sigur că nu voi schimba sistemul de joc. Brandan are nevoie de timp pentru, în primul rând, partea fizică, pentru că el a lipsit în perioada de pregătire. Este un jucător care s-a pregătit în perioada asta, dar cu siguranță că va fi așa apt fizic 100%, poate în maxim 3 săptămâni. În acest moment vreau să reintegrez mai repede, da? Să-l bag în atmosfera echipei, să-l bag deja să simtă spiritul tribunei, al campionatului, al jocului oficial, pentru că suntem deja în competiție, iar el e un jucător cu experiență care cu siguranță că se va adapta repede, dar și noi trebuie să-l, și eu, în ceea ce o privește, trebuie să-l ajut și eu în privința asta să integreze mai repede. Da, am înțeles că Mitriță e un jucător care eu l-am debutat în Liga a doua la 15 ani și îl cunosc foarte bine pentru că l-am avut la Gaz Metan CFR și la Severin. Dar, după câte știu, el este suspendat, a luat cartenaș roșu și nu va putea evolua. În schimb, avem și noi pe Băluță, jucător care a jucat la Viitorul, da? L-am repatriat, l-am readus acasă. Iar acum, faptul că avem un centru și ne ocupăm foarte bine de ceea ce înseamnă creșterea juniorilor, sper să nu mai pierdem așa jucători, așa cum am făcut în ultimii ani, pentru că știți foarte bine că n-am avut, neavând echipă de Liga 1, foarte mulți jucători au plecat, pe undeva e și normal. De asta și Băluță și Mitriță au plecat la alte echipe și e foarte bine că au jucat, dar de data asta jucătorii care ni vor crește nu vor mai pleca așa ușor. Da? Ați văzut și Ivan e cu mine aici, l-am debutat, a debutat cu gol, e un jucător tânăr și trebuie să crească bine, să fie antrenat bine, ca să ne putem baza în el pe viitor, așa cum și noi, și eu la rândul meu și alții am crescut la centru de copii și juniori aici și au avut răbdare cu noi și atunci când a fost momentul să ne arunce luptă, ne-au aruncat și am avut rezultate frumoase cu Craiova. Vom fi mai eficienți de data asta? Sper să fim mai eficienți de data asta, să avem o conectare mai bună, pentru că am întâlnit două echipe bune, și Pandurii și Steaua. Am ratat într-adevăr. Dar dacă vom evolua tot așa în ceea ce înseamnă atitudine, în ceea ce înseamnă să aducem mingea în fața porții, să ne creăm ocazii, de data asta sper să fim mai inspirați acolo cine ajunge în fața porții și să marcăm. Să marcăm, pentru că atunci când marchezi unul sau mai multe goluri, cu siguranță ieși și puncte. Din
estimabile pe recidiva în jurul viitorului? Mai făcut-o cu Steaua? N-am înțeles întrebarea. Medicii la capital bol. Capital bol din meciul cu Vitor? Păi da. Dacă o să intru, o să dau gol. Cum se zice că golul a dus seama? Ai dat la timpul gol împotriva campioane? Nu, n-am mai dat gol împotriva campioane, dar m-am bucurat, dar a fost scorul și nu prea m-a mai interesat golul la scorul acesta. Cum vezi meciul cu cei de la Vitor? O să fie un meci greu. Nu trebuie să-i luăm pe copii. Trebuie să jucăm foarte bine și să câștigăm bine, să luăm cele 3 puncte. Cunoști o parte din liderul de la Junior? Da, cunosc o parte din liderul. Care jucăți? Cu care ai jucat? Cu contra Mitriță. Trebuie să mă, dar poate nu știu dacă a fost cu tine, sau n-a făcut parte din liderul. Cam atât. Va fi un avantaj pentru tine faptul că întâlnești jucători de stata și nu experimentați? Nu contează. Nu contează asta. Contează să câștigăm mai mult. Contează că întâlnim juniori sau bătrâni. Contează să câștigăm. Să te aștept la un public numeros? Da, o să vină multă lume. Chiar dacă am luat bătaie de la Steaua, noi nu o să facem o figură bună. S-au vehiculat la acesta dacă au fost de primul sau că te-i consideră Juventus Torino. Cât de adevărat este? Eu nu știu asta. Știe impresarul meu, Sorin Paraschiv. A venit un impresar la mine în Italia, la un turneu, la Under 18. Și atunci o să a vorbit cu mine, dar Sorin Paraschiv știe mai mult, nu știu. Ți-ar plăcea să vrei să joci în Italia? Nu, aș vrea să mai stau la Craiova, un an, doi, și apoi să prind în Europa, un club. Un an, doi, să faci performanță, să luăm campionat, cupe, atunci. E foarte bine pentru el că a debutat cu gol, îi dă foarte multă încredere. Da? E un jucător tânăr, are nevoie de multe meciuri, ca să prinde și mai multă încredere. Faptul că e chemat la lot, e un... că e la Under 18, că e la Under 21, siguranță că e un pas important, e important pentru el, dar trebuie să-i fie mintea numai și numai la ceea ce vom face în primul rând aici. Dacă are oferte, e foarte bine, dar cred că nu e cazul în momentul ăsta. El trebuie să arate mult mai mult, pentru că cu siguranță valoarea lui va crește mult mai mult atunci când aparițiile lui în Liga 1 vor fi mai constante și mai bune. El s-a vehiculat foarte mult în lume de antrenor, dar e o noutate. E normal, am luat prima înfrângere și pe undeva la Craiova e normal, după prima sau a doua înfrângere să apară. În ceea ce mă privește, nu mă simt vânat, poate să apară altfel de speculații. Îmi voi face treaba în continuare și mai bine, și eu și jucătorii, iar speculațiile astea care apar, v-am spus că sunt obișnuite în Craiova. Nu neapărat, o presiune oricum voi avea, indiferent că voi antrena Craiova și mai mult decât atât știu foarte bine unde am venit. Presiune vor avea și jucătorii, toată lumea are presiune în Craiova. Atât ce ești antrenor la Craiova, atât ce ești jucător la Craiova, trebuie să știi că oarecare presiune a rezultatului, a unor rezultate mai puțin bune, dar totodată trebuie privite cu realism în ceea ce înseamnă unde am pierdut și cum am pierdut. Da? Atât. Dar restul eu cred că cel mai în măsură e conducerea să decidă. Și nu cred că trebuie să tragem concluzii nici la jucători și nici la ceea ce ne privește după o etapă sau două de campionat. Suntem la început de drum. Se vorbea de revenirea lui Ilie Poala și m-am comandat în club. Ar fi bine să... Până Ilie îl cunosc foarte bine, știu ce om este, am mai lucrat cu el. Nu știu, nu sunt eu în măsură să decid. Dacă vine, cred că ar fi o persoană care ne-ar ajuta. Pentru că știu foarte mult, că știe foarte mult fotbal, orice sfat venit de la el și știți foarte bine și dialogul cu voi, cu mass media, ce reprezintă Neilie pentru Craiova. Da? Dacă conducerea decide să-l aducă și el își dorește să vină, cu siguranță că va fi bine pentru noi. Să ne așteptăm la schimbări în primul viitor? Da, e posibil să apară schimbări. E posibil să apară schimbări, așa cum au apărut și după
prima etapă, așa cum pot apărea și după meciul cu Steaua. Nu sunt probleme de accidentări în care să, în afară de Mateiu, dar e posibil să apară unul sau doi jucători în formula de start mâine. Trebuie să mai dau șanse și la jucători, pentru că e normal, amicalele au o anumită conotație, antrenamentele, dar nici nu poți să schimbi foarte mult, pentru că nu poți să schimbi jucători după meciul cu Târgu Jiu sau cu Steaua, două echipe puternice, să schimbi 4-5 jucători, pentru că altfel risc să nu mai joci nimic și risc să nu mai creezi nimic, ca și organizare, ca și relații de joc. Adică nu trebuie să ne speriem acum dacă un jucător joacă mai slab. Dacă cu Pandurii au făcut un meci foarte bun, majoritatea, cei care au fost în teren și din la început și pe parcurs, iar cu Steaua unii au prins o zi mai slabă, pentru că totuși nu e ușor să joci în Ghencea și să fii condus în minutul 4. Asta nu înseamnă că imediat trebuie să schimbăm 3-4 jucători, nu. O vom face asta, dar o vom face cu cap, atent, pentru că altfel putem să rupem echilibrul relațiilor de joc și atunci problema va fi la noi, nu la adversar. O echipă se coșește cu răbdare, cu o analiză bună după joc și abia atunci poți să faci unele schimbări și să mai dai șanse și la unul sau la alți jucători care au fost sau nu au fost în lot. După ce s-a întâmplat în Ghencea, vă temeți de arbitraj? Nu. Eu am spus că după meciul cu Ghencea am fost iritat de maniera de arbitraj, dar nu a fost un arbitraj în așa fel încât să spun că a greșit și din cauza asta am pierdut. Nu. Au câștigat pe corect, dar am avut și noi momente importante care nu le-a judecat corect. Poate faza golului, poate anumite atacuri de dueluri 1-1, care, după părerea mea, i-a favorizat pe ei. Și atunci am suferit puțin și ne-a dat așa o stare de iritare. Dar nu mă tem și nu mă mai gândesc la arbitraje. Mă gândesc în primul rând la ceea ce va juca echipa, pentru că acolo e lucrul cel mai important, ca echipa să joace bine și să dăm goluri. Și să nu primim, sigur. Lider e foarte greu să în acest moment. O să spun, capitanul trebuie să fie în primul rând un lider, e clar. Urela în acest moment e capitan. Leșan sigur că nu a apărut, el este și la fel de bine este și el capitan. Dar un lider se câștigă așa în timp. Faptul că s-au schimbat foarte mulți jucători în ultimul timp, de la Liga a doua la Liga a întâi, acest pas a... Nu e ușor într-o lună să se impună, dar ușor poate să apară unul sau doi jucători care pot fi lideri în echipă. E nevoie de așa ceva, dar o să vedem pas cu pas acest lucru. Andrei poate deveni lider? Andrei poate deveni lider în timp. E foarte greu acum Andrei să fie un lider al echipei, pentru că e foarte tânăr. Dar acest lider și acest lider, care, personalitatea care trebuie să aibă un lider din echipă, în ceea ce îl privește pe Ivan, el este un jucător care are o personalitate, dar ca să fie lider e foarte greu în acest moment. Dar îmi place tupeul lui în joc, atunci când joacă și indiferent de adversar și în meciurile amicale, care eu am dat șansă, el s-a mișcat foarte bine. Poate mai puțin în Giulești când n-a marcat, dar v-am spus că numai așa pot crește. În Giulești l-am aruncat titular, n-a dat gol, dar asta nu înseamnă că a jucat slab. Acum i-am dat o șansă, 10 minute, 12 minute și a profitat de ea. El nu trebuie să-i trec cu gândul numai de a marca, el trebuie să-i profite de aceste minute la maxim și calitatea care o are el îl va aduce în fața porții și acolo el va decide cum să dea golul. Și am fost și eu atacant și așa am crescut și eu. În Ghencea apărarea nu s-a mișcat foarte bine. Ați încercat să recuperați sau să exersați în față de apărare pentru meci cu viitorul? Păi nu e ușor să te miști în Ghencea, că n-ai în față cei mai buni jucători aproape, nu? De exemplu, golul ce a fost o greșeală destul de copilărească, pentru că a fost timpul să mă ieși. N-a fost o greșeală copilărească, pentru că a fost un moment în minutul 92 și nu e așa, când echipa adversă conduce cu 2-0 și minutul 92, am luat golul acela mai mult pe o deconectare, pe o relaxare. A fost o fază fixă până la urmă. Golul 3, în care Sfânt Mărtean a bătut foarte bine, iar acolo o lipsă de marcaj și de neatenție a făcut ca Varela să înscrie. Da? Nu poți să spui o greșeală copilărească în minutul 93 când ai 2-0. Ok, până la urmă o relaxare și din asta am vorbit, iar eu cred că lucrurile astea te ajută mai mult pentru viitor. E bine că s-a întâmplat acum, avem atâtea de etape de disputat și să nu mai apară altfel de greșeli. Dar pot apărea. Până la urmă Steaua ne-a bătut cu 3-1 și ne-a dat două goluri din faze fixe. Nu? Una, o execuție a lui Sfânt Mărtean și a doua, acea relaxare pe undeva la faza fixă din minutul 93.
Deci a zis ceva de Nuno Rocea, fața pe monitor? Cum? I-a transmis ceva după meci de Nuno Rocea? Nu neapărat i-am transmis. După meci evit, la înfrângere evit să vorbesc cu ei, pentru că știu ce tensiune se creează și fiecare e supărat, știe unde au greșit. Ideea e că Nuno Rocea putea să-i dea și fault acolo, după părerea mea. A greșit. Așa cum a intrat foarte bine la meciul cu Târgu Jiu și a creat faza de gol, de data asta pot să spun, dar câte mingi nu se pierd acolo? Sau cine nu pierde mingi în zona aia? Acum, dacă greșim o minge, nu putem să... sau două, sau nu este un dribbling, sau ratăm, asta nu înseamnă că a greșit foarte grav. Dar să spunem puțin bun cu centrul din Panduri. Primul contra din Egea. Știu, cu Panduri a fost... Da, tot în zona aia s-a pierdut mingea, da. Acum câte mingi nu se pierd, poate voi nu știți, dar în moment și Steaua a pierdut sau și Pandurii au pierdut în zona aia, dar noi poate n-am fost dispreați să dăm gol. Atunci când construiești, atunci când joci, e normal să apară greșeli, nu poate să fii... Acum nu înseamnă că dacă s-a pierdut în zona aia, mingea și a ieșit gol, dar nu poți să-i spui sau să-i spui că e de vină el. Se întâmplă. Se întâmplă și la unul și la altul să greșească. Deci nu e așa cum face lucruri bune, cum eu văd că face foarte multe lucruri bune, e aproape imposibil ca un jucător să nu greșească un meci, o pasă, un dribbling sau... Noi nu ținem cont decât ce greșim noi, dar și adversarul joacă, și adversarul are valoare. Așa cum și noi punem probleme adversarului în multe momente, cu jucătorii mei care ajung în fața porții, care ajung să recupereze mingea, sau nu pot să-i spun unuia care poate a recuperat 15 mingi și a greșit 3 acum. Un fotbal, nu? Uităm că și adversarul poate să creeze la anumit moment.